Salut, dragi! Voi face citirea pentru luna nouă din RAC, luna nouă care se perfectează pe 17 luni. Începem săptămâna cu această lună nouă în care voi puteți să începeți ceva legat de personalitatea voastră, de temperamentul vostru, de sănătate, de vitalitatea voastră. Haideți să vedem sfatul tarotului ermetic, fiindcă rezultatele le veți culege peste 6 luni. Șapte de monede. Este arcana recoltei. Am putea spune că Saturn în Taur reprezintă recolta pe care o primiți. Poate că ați făcut anumite proiecte, ați muncit foarte mult la realizarea lui, dar totuși ați și greșit. Aceste greșeli vă aduc o pierdere. Nu puteți câștiga cât ați sperat, cât ați visat. Este un moment în care veți primi ceva, dar nu veți primi cât ați dorit. Este un aspect destul de dificil pentru voi. Promiteți că pe viitor o să încercați să primiți, să vă atingeți scopul, să nu mai greșiți. Haideți să vedem ce spune tarotul. Este vorba de o lacrimi, optul de spade și un rece de cupe. Deci sunt lacrimi. Lacrime ale unei persoane, a unei femei, vorbim o prințesă de cupe, o femeie care poate să aibă, da, deci, legat de pești, de apă, dar puteți fi și voi cele înlăcrimate, deci ceva, am putea spune că nu este un aspect benefic cu această lună nouă, adică pentru voi nu este un moment fericit. Este un moment în care aveți această suferință și, în primul rând, primiți o veste. Este o veste care vă dă un fel de blocaj, vă dați seama că nu puteți ieși din această situație. Voi v-ați dori să vă fie bine, să puteți ieși din această situație. Aveți Jupiter în Gemeni. Dacă observați, această floare nu este ruptă, spadele nu înțeapă. Și totuși voi sunteți blocați. Am putea spune că este un blocaj mental, un blocaj de care puteți să, peste care puteți să treceți dacă căutați să vă recreați, să vă eliberați de acest blocaj mental, atunci veți găsi soluții. Și regele de cupe, este vorba de un bărbat cu ascendent zodie în Scorpion. Un bărbat care își arată sentimentele, sensibilitatea, romantismul, dar este un bărbat, am putea spune, căruia trebuie să-i câștigați bunăvoința. Este destul de dificil să-i câștigați această bunăvoință, dar trebuie să fiți foarte atenți, să nu-l răniți. Acest bărbat rănit poate să se răzbune. Deci am putea spune că voi aveți o anumită suferință personală, primiți o veste cu această lună nouă care nu vă dă nimic benefic, dar voi puteți să răspundeți, puteți să găsiți soluții, așa cum am spus, dacă vă liniștiți. Și totuși aveți de partea voastră un rege de cupe, căruia trebuie să-i câștigați bunăvoința și să fiți foarte atente sau atenți să nu-l răniți. Haideți să vedem ce spun și runele. A căzut jos, dar n-a căzut într-o postură de citire. Acum să adun ce nu poate fi citit.
Iată că voi vă gândiți la această schimbare. Bun. Și avem o mutare. Familia totuși este într-o poziție benefică. Și ăsta arată un aspect benefic, să știți. Aici arată un lucru secret. Bun. Deci, nu este o etalare negativă, să știți. Voi aici aveți ciocanul lui Thor. Ciocanul lui Thor arată, e răsturnat, clar. Arată că, de fapt, voi ați făcut o alegere. O alegere pe care ați ținut-o secretă. Nu ați ținut cont de ceea ce au spus ceilalți, ce v-au îndrumat ceilalți și ați mers după ideile voastre, dar ați ajuns într-un moment în care ați ținut secret, dar este un secret care am putea spune că, dacă este al vostru, secretul vostru, reprezintă, nu este un, să spun, este un lucru care vă coboară cumva în jos. Dacă este secretul pe care îl aflați și îl veți cunoaște, este un secret care vă face să vă schimbați părerea și despre o persoană, deci să deveniți cumva chiar agresivi la adresa acestei persoane și am putea spune că este totuși un moment în care voi ați decis, voi ați hotărât și nu ați ascultat de informațiile pe care le-ați primit și nu puteți face nimic, fiindcă orice ați încerca, vă loviți de acest secret, fie că este al vostru, fie că este al altei persoane. Și totuși aici vă mutați. Vă mutați cu locul de muncă, vă mutați cu locuința, este o mutare pentru voi. Dar este o mutare aproape de familie, sau am putea spune, va aduce familia mai aproape, este ca o reîntregire a familiei, vă dă o stare de bine, o relație care se perfectează, o relație care va aduce aspecte benefice, dar poate să fie și resursele voastre, bunurile materiale ale voastre. Este ceva legat de acumularea voastră materială în timp și toate acestea se fac cu o schimbare lentă, stabilă și benefică care vine în viața voastră. Deci toate aceste aspecte care sunt bune în final, vă mutați și este o mutare bună, o mutare care va aduce aspecte benefice în viață, dar și în familie. Familia este alături de voi, relații bune în familie și acest aspect care dă acumularea resurselor. Și schimbarea, cum am spus, toată această schimbare este benefică, lentă, stabilă și benefică. Deci, dacă ne uităm aici, da, deci chiar dacă aveți lacrimi, sunt blocaje și totuși un rege de cupe poate să vă ajute. Să arate pentru voi bunăvoință și voi veți reuși. Aceasta a fost citirea. Eu vă doresc numai bine și veți primi roadele la luna plină din rac peste 6 luni. Și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, nu vă costă nimic, dar pe mine m-a ajutat să creez conținut și vă mulțumesc!